Zic, Gabi, cum ai tot trecut? Eu plăceare să faci pană pe traseu, știi? Da, plăceare, da. Da, pe ce l-au făcut? I-am luat un cui, cu ce ai luat, un bolovan. Da, să o curățăm. Uite, ești trei meseriași în acțiune. Gabi, cum ai stat trecută? Eu plăceare să faci pană pe traseu, știi? Da, plăceare, da. Dar pe ce l-au făcut? I-am luat un cui, cu ce ai luat, un bolovan. Da, să o curățăm. Uite, ești trei meseriași în acțiune. Pentru că ai făcut ceva afară de asta cu pană. Nu l-a făcut nimic. A scutut acum bolovanul. Da, de sufă, lasă-l să desfugă, adică... Nu, poți să-i ba așa. Eu l-am băgat direct cu aer în el. Măcar așa vezi dacă suflă sau nu. Da, băi, lipici oricum n-avem să punem. Am eu, nu este lipici acum, facem noi. Du-te, mă, fără lipici, sine, mă. Sine până într-o zi, după aia tare. După aia suflă. Așa împățășe eu. Dacă îl pun cu lipici, sine, mai bine. Mai clar că se lipește. După mici reparații, continuăm din nou. Nu mi-a făcut cineva pană. Rezolvat. Continuăm.
mănușile nu găsa. Ai găsit tot? Nu dai seama că e de lărisă un pahar și de aia. Nu, poate și o gata de drum. Vine și ăsta micu. Hai că apare și distrețul.
era clasă, mă. Tu pe unde ai luat, mă? Ai făcut mai în jos, ai urcat? Te-am văzut mai în jos. Ia? Nu. Dați-i. Să mergem acolo să facem niște poze, e ce fain ies. Dar ce zici? Cum se vede aici? Munțul Roblei. Întoarce, le punem cu fața încolo, facem o poză de grup. Pune-l pe poziție, mă. Deja ești pe muzică, pe treburi. Am uscat pe aici, numai cu muzică. Deci ești tot pe trecere. Aici vârful Henii, dar e multă zăpadă. Încă și acum martie nu putem urca. Sănătate! Deci dai de mult, faci un chef.